CPG2A, ai linkul în descriere și beneficiezi de o super reducere dacă folosești codul OVI. Ce fac băieții, bine ați venit la un nou vlog pe canal. Suntem pe autostradă, mergem la București din nou, bineînțeles, totul se desfășoară și tot în seara asta se întâmplă la București. Avem o întâlnire la început, pregătim, zic eu, un turneu, un eveniment super, super tare de gaming. O să fie o surpriză, nu cred că am voie să vorbesc prea multe acum, nici nu cred că aș avea acum, deoarece nu am toate detaliile. După aceea mergem la Eu sunt 12, la Sesiu Eu sunt 12. Știți voi, băieții aia tari de tot care se ocupă de promovare și pentru națională, de publicitate, au făcut o grămadă de chestii senzaționale. Urmează acolo să facem un meci de FIFA 19 cu o legendă a clubului Steaua și după aceea o să facem un Q&A live pe Facebook, pe pagina lor oficială. Nu uita, bineînțeles, să lași un like dacă îți plac vlogurile pe canal și vrei să vezi din ce în ce mai multe. Probabil că deja ai văzut și seria Draft spre Glorie. Dacă n-ai văzut-o, dacă v-ai ratat-o, știu că e una dintre seriile tale preferate. Nu uita să te uiți la link-ul din descriere. O să poți să găsești acolo primul episod din Draft spre Glorie. Băieți, am ajuns la sediu, o sunt 12, frumos în spate, unde urmează să înregistrăm cu Adi Popa. Eu zic că totuși o legendă a Stelei, o performanță foarte, foarte bună acolo. După aceea facem și un Q&A. Acum setam consola. Setam să ne gândim dacă să jucăm no rules. Știți că în FIFA 19 avem și regula asta. La kick-off poți să joci fără reguli, să fie voie să și faultez, dar nu, eu zic că mai bine jucăm clasicul. Nu știu voi ce părere aveți, lăsați un comentariu mai jos și spuneți-mi pentru anumite meciuri viitoare de genul ăsta, dacă v-ar plăcea să vedeți și un FIFA 19 fără reguli, cu o nebunie dintre aia, numai cu faulturi. Totuși, ai mai de la faul. Aaa, aici arbitru, frate. Am plan la tutoare. Deci că România mai bine, la aici sau la euro? La euro tot, am zis de ce mă întreb. Aaaa, da, bă, un atac, nu murea, mă! Strâns oricum, mult mai strâns acum. Ei, stai, mult mai strâns. Da. Bun, bun. Adică, simplu, te întreabă cu ce fotbaliști ai jucat FIFA până acum. Fotbaliștii de doar ce am jucat cu Adi Popa. Și am jucat cu Kipciu, cu Bancu, cu Rotariu, din garda veche, să zic așa, cu Marius Niculae, cu Pleșan, din cei mai tineri, cu Andrei Mantu, Silviu Rung, cred, cu Urmand. Cine dă cu cine mai mari probleme? Băi, dacă mi-aduc bine aminte, Silviu Rung. Silviu Rung a și câștigat. Venise cu un avantaj de la proba de fotbal, pentru că am făcut un FIFA versus fotbal și a trebuit să joc eu cu Panama. Panama, jucam la World Cup. Și era cea mai slabă cu Panama, cu Penel în poartă și a jucat cu Franța. M-am bătut 2-1 în corner în 90, joacă foarte bine. Dar și fost foarte dificil cu Panama. Și ultima întrebare, câte puncte crezi că face România din dublat cu Lituania și Serbia? Cred că reușim să scoatem minim 4. Eu sper pe 6, dar minim 4 zic că reușim. Băieți, suntem în drum spre Craiova. Am făcut un live pe Facebook pentru Eu sunt 12. Am răspuns acolo la o grămadă de întrebări ale voastre. O să las un link către acel live în descrierea acestui clip. Și așa, tot mă certați că nu fac Q&A-uri pe canal. Jucat cu Adi Popa, legenda Stelei, o senzație de jucător care joacă acum în Anglia. Jucat acolo 3 meciuri de FIFA, din nou aceste meciuri o să fie pe Eu sunt 12, pe pagina lor de Facebook și de asemenea o să fie puse, dacă nu mă înșel, pe Pro X, ceva de genul ăsta, așa mi-au zis băieții. Voi, ca de obicei, nu uitați să lăsați un like dacă vă plac vlogurile pe canal, dacă vreți să vedeți mai multe pe viitor. Mai avem de mers încă vreo 150 de kilometri până la Craiova. Nu prea îmi place deloc să conduc noaptea. Ne vedem data viitoare. Vă pupăviță! Pa!